Organizarea noilor camere agricole a reprezentat în ultima perioadă un interes considerabil. Deși anul trecut organizarea alegerilor pentru camerele agricole se afla în plină desfășurare, creându-se astfel comitetele județene de inițiativă, începând cu anul 2013 decizia a fost aprobată. Din cauza faptului că legea avea prevederi neclare, în 2012 Ministerul Agriculturii a amânat aceste alegeri pentru anul actual. Potrivit ziarului Mara, s-au efectuat multe sesizări cu privire la aceste camere agricole și din cauza că sunt destul de multe motive reale de a le contesta. Tot sursa citată menționează faptul că articolul 6 din legea camerelor agricole prevede faptul că au drept de vot numai fermierii cu un hectar de pământ. Potrivit aceleași surse, în cadrul programului de guvernare 2013-2016 se urmărește transformarea acestor camere agricole în furnizori de consultanță, atât pentru fermieri cât și pentru tinerii întreprinzători în mediul rural. Până în prezent, camera agricolă este considerată o instituție de stat, descentralizată de la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.